Liquid cocaine, e meniul secret. Efectiv simt că plăți de 1.600.000 și ceva. Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Îți cu bună dimineața, Gionuțule. Sărut mâna imediat, domnișoară, imediat. Am certat-o puțin. Suntem la Starbucks, Gionuțule, la militari, nou reclamă, nou nimic. Sunt prietenii noștri, știți foarte bine. Și mi-am amintit de meniul secret, Gionuțule. Așa că aș vrea să-mi comand ceva din meniul secret, mai precis liquid cocaine-ul, dacă țineți minte, Gionuțule, care a avut super mare efect. Toată lumea îl căuta pe la Starbucks-uri după aia. Să vedem dacă ni-l dau domnișoarele de aici de la militari. Luăm o comandă, mergem să-i cumpărăm lui Cheluțu un ham, o lesuță, Gionuțule. O să vă arătăm și vouă șapa. Mai avem încă o problemă, Gionuțule, dar vă povestesc de îndată ce comandăm, ca să ne ținem pe domnișoară în meniu aici, în meniu, în microfon. Sărut mâna! Poftim! Sărut mâna! Bună ziua! Ce faceți, domnișoară? Foarte bine! Bravo! Aveți cameră? Da! Bun! Și noi avem cameră! Am și eu o rugăminte, îmi faceți și mie liquid cocaine, vă rog? Ce anume? Liquid cocaine, e meniul secret! Mi-l faceți? Sigur. Deci, Gionuțule, ca să înțelegeți un lucru, da? Dacă rețeta spune așa, zice 4 shoturi de espresso și 4 pumps of white chocolate syrup. I-am zis lui băiatul ăsta, zic, mie îmi faci liquid hot cane, Gionuțule. Este o rețetă specială, că la 4 shoturi de espresso, sincer, mie mi se părea puțin 4 din alea de ciocolată albă. Și mi-am pus 8 shoturi de ciocolată albă și 4 shoturi de espresso, Gionuțule. Nu vreți să știți ce gust are? Este genial, sper să nu-mi tremure planetarele, dar n-am să-l beau pe tot, că mi se pare un pic dangerous, Gionuțule. Cheluțu abordează încă hamul și lesa portocalii, Gionuțule. Motiv pentru care nu mai avem cum să permitem așa ceva, întrucât Cheluțu este cine este și trebuie să fie în ton cu trendul, da, cu mașchineta, cu popică, cu toate treburile. Și atunci mergem să-i cumpărăm un ham negru, Panther, cum e și mașina acum, Gionuțule, și cu vechea lesă de 8 metri, pentru că amintit ne-am zilele trecute când am vorbit cu Cori că trebuie să-i cumpărăm echipament nou, Gionuțule, că Cheluțu a trecut săracul la lesă de 5 metri de când cu treaba cu portocaliu, că nu găseam portocalie decât de 5 metri. Deci băiatul a pierdut 3 metri de libertate pentru culoarea asta nenorocită. Ne întoarcem la 8 metri, Gionuțule. Ia vezi-l pe băiatul nostru ce s-a lipit. Bă, băiatul, stai așa, că nu mai pot. Deci eu nu pot să trăiesc cu masca asta, mă sufoc. Efectiv simt că în fine, am găsit pe raft singurele hamuri negre. Dar ce frumos că e cu din ăla reflectorizantul și cu mâneri, Gionuțule. Se întoarce băiatul meu la negru, cum este cel mai bine. Stai pe loc, duritate mică. Stai așa, Gionule, să treacă lumea. Am găsit XL-ul, Gionuțule. Deci fiți atenți, no joke, Gionuțule. XL, da? Și zic, bă, oare vine XL-ul Cheluțu? După care zic, stai mă puțin, că totuși hamurile astea sunt în funcție de piept și de gât. Nu trebuie să fie neapărat înalt ca să-i fie mare hamul. Și uitați-vă cum îi vine XL-ul lui băiatul meu. Bine, cred că sunt și hamuri de căței din ăștia mai mititei. Și mai mult de atât, Gionuțule, Cori, aruncă-o. Ia uitați-vă ce am găsit în materie de 8 metri, Gionuțule. Deci nu, asta nu se reclame, dar vă arătăm vouă că le echipăm pe Cheluțu. 8 metri, Gionuțule, și full black. Păi exact ca mașina asta, e că nu mi-a răbdare. Mie îmi place să totul trebuie să fie pe loc, Gionuțule. În fine, vreo 90 cu 100 și ceva. Hai să spunem un 2-3 milioane echipamentul ăsta nou al lui Cheluțu. Dar vă rog frumos. Atel cum arată. Ia vezi, 8 metri. Gata, a rezolvat, revenim. Gionuțule, adică vă rog frumos, priviți. Înțelegeți ce spun? Bă. Înțelegeți, sunt mare fan Cabi, eu, Gionuțule, dacă știți pe băiatul acela. Și vă spuneam mai devreme că am o problemă, dar nu mai ajungem acum până la bancă, pentru că mai întâi vreau să mergem să verificăm șapa, Gionuțule. Băi, fraților, odată la ceva zile, aplicația business de bancă, de online banking, mi se deconectează, nu mi se pare normal. Adică înțeleg că poate e ok să se deconecteze, ultima oară s-a deconectat când eram în Turcia și am zis, eu zic, mă, poate a simțit ea multe conectări de pe tărâm necunoscut și a zis, hăț, Gionule, dar acum nu mi se pare nimic normal, pentru că sunt în România, n-are nicio legătură cu Grecia, că au trecut destul de multe zile și aplicația s-a deconectat iarăși singură și mă enervează, nu înțeleg de ce. Deci, atenți, nu că s-a deconectat, s-a desincronizat de telefon. Adică eu acum trebuie să intru ori pe laptop, ori să mă duc la bancă, să intru pe laptopul de la bancă și să sincronizez cu contul de calculator. Mi se pare prost, deranjant și am să strâng din dinți până-mi trece. Hăți, Gionule. Hăți, Gionuțule, hăți, tată. Voila anhidrida de calcium, Gionuțule. Ca să ne înțelegem asupra unui lucru, Gionuțule, n-au trecut nici măcar 24 de ore, pentru că este 2 și băieții la ora 2 erau încă la etaj, pe la 2:30, 3 cred că au terminat parterul și deja putem călca pe ea. Este extrem de bine întărită, bine, extrem de bine întărită. Cât se putea întări în 24 de ore, dar dacă poți călca pe ea, Gionuțule, asta înseamnă că are deja o duritate destul de bună. Avem aici gata tot parterul, Gionuțule, gata și partea de sub scări. Da, deci asta este tot parterul, este gata. Hai să vedem și băița de jos. Mamă, mâncau asta.
Avem gata și băițuca, Jonuțule. Băieții au pus acolo izolație frumos pentru sifoane să fie totul gata. Urcăm să dăm un ochean și la etaj, Jonuțule, și revenim când avem noutățuri pentru hăț-rezidențul. Ăsta este preferatul meu, Jonuțule, dormitorul ăsta. Uitați-vă la Șăpulescu, cum este frumos, bă. Ce mișto e când începe să-ți urce pardoseala și te apropii de final, Jonuțule. Suntem la etaj, ăsta este clar dormitorul meu preferat. Aici este zona de dressing, unde vom avea și distribuitoarele. Ce frumos se vede acum cum pleacă țevile de acolo și nu le mai vezi că pleacă în pardoseală, Jonuțule. Aici avem una bucată baie de la etaj, Jonuțule. Aici va veni Rigolescu, Dușulescu cu sticloanță aici, Căcănescu aici, hâs, Jonuțule, pentru că am zis să nu intri în cameră direct în Căcănescu. Aveam varianta să punem Căcănescu aici. Și zic, bă, intri în baie, deschizi ușa și vezi direct WC-ul. Hai să nu fie chiar așa, ci că arhitectul nu recomandă. Și atunci am pus Căcănescu aici, Jonuțule. Aici o să avem chiuvetuță cu lavoar, beculeță, vedeți curentelul cum trebuie. Și asta va fi baia care este în plus pentru etaj, Jonuțule, pentru că dacă vă reamintiți, toată chestia asta trebuie să fie un dressing uriaș și zic, bă, la 3 dormitoare pe etaj, mie mi se pare puțin o singură baie. În aceeași ordine de idei, dacă dăm fuguța acum, Jonuțule, asta este baia mare, că acum s-au conturat mult mai bine lucrurile. Aici va fi Căcănescu, aici avem din aia mișto ca la americani cu două chiuvete, după cum vedeți, Jonuțule, o să fie baie twin, două chiuvete, oglinjoi, că tot peretele agemilor știe la ce mă refer. Aici cadă, pentru că deși eu nu sunt utilizator de cadă, fraților, pentru o casă cu totuși 3 băi, 2 sus și una jos, eu zic că e bine să fie o baie și cu cadă, pentru că sunt multe doamne și domnișoare care preferă băița în cădiță, Jonuțule. Dormitoarele gata și ele mâncate ar tata. Mai mult de atât, trebuie să vă menționez faptul că anhidrita, Jonuțule, la sfârșitul, ce frumos au pus băieții și marcatorii, anhidrita la sfârșit, Jonuțule, se și polișează. Deci asta nu este varianta finală de șapă. Băieții mai au un finishing touch pe care o să-l dea zilele ce urmează. Ne pregătim următoarele case de turnat șapa, Jonuțule, terminăm cu sanitare, termice, electrice, unele dintre cele mai anevoioase procese de la o casă și ne mișcăm vertiginos către închiderea pereților în regim, Jonuțule. Doamne, cât de frumos o să arate când o să fie pereții albi. Aici mai avem de venit cu vata cu poleială, pe care în casele celelalte am pus-o. Tavan fals and this is it, my friends. Mobilat și la vânzărică. Jonuțule, n-am încheiat daily vlogul de ieri pentru că n-aveam cum să nu vă arăt și vouă toate demersurile pe care le-am făcut, Jonuțule, dar începem cu spatele, Jonuțule. După cum vedeți, am curățat absolut tot ce era de curățat, Jonuțule, pentru că turnarea șapei ne-a generat în jurul paleților niște mizeriucă. Aveam și câteva lucruri rămase din urmă de la termice sanitare și electrice, Jonuțule. Aveam și aici niște rămășițe de fier, niște trieri, vai mama lor, aruncați, ruginiți, 2-3, nu mulți, că altfel nu-i aruncat la gunoi, Jonuțule. Și în altă ordine de idei m-am enervat și am zis așa: bă, băiatule, apoi dacă eu chem astăzi o mașină să o încarc cu gunoi, Jonuțule, automat trebuie să chem și buldo, da? Păi dacă tot chem buldo, de ce nu decopertez eu superbitățile astea de terenuri pe care doar ce le-am achiziționat la început de 2022, Jonuțule? Uitați-vă, vă rog frumos, cât de blană arată totul. Trebuie să vă recunosc că ziua asta a început fără soare, era foarte cringe atmosfera, Jonuțule. Dumnezeu ne-a dat nițel soric ca să întărim aici toată situațiunea. Teoretic vorbind, Jonuțule, stați așa, terenul meu de această dată este până la acest țăruș și, hâs, Jonuțule, te duci așa până la țărușul ăla acolo în iarbă, Jonuțule. Pe aceste două parcele vom face încă 4 case din hâț rezidenți, Jonuțule, și pentru că exact unde vedeți mașina parcată aici, sigur știți din daily vloguri, aveam un mare morman de piatră concasată de râu rămasă, Jonuțule, am zis așa: dăm încă o mână în toată parcarea din fața casei, Jonuțule, și mai mult de atât, am refăcut absolut toată strada până în capăt, pentru că știți foarte bine cum e cu piatra asta, mai ales când plouă afară sau când ninge, Jonuțule, din cauza pământului umed. Înghite piatra pământul ăsta, a mâncat l-ar tata. Dacă am crezut eu vreodată că o să ajung să zic că pământul mi-a mâncat piatra, Jonuțule. Și dacă tot, mă, mai bine o zgâri decât să o lingi. Mai bine o zgâri, că schimbă viva si. Doamne, nu mă bale pe ușa asta în continuu. Deci m-a terminat asta cât linge, mă. Băi, lingăule, bă. Bă, limbistule, bă, dă bubichin. Săpăcit. Cel mai săpăcit cățel, Jonuțule. Hai să mai lăsăm un pic de geam. Poate avem noroc să nu mai lingă așa tare. Ce vrei, măi, nătăflet? Țule, măi. Yeah. Bă, dar voi aveți buldoși francezi, mă. Își suflă mucii așa pe voi, mă. Ăsta își suflă mucii pe mine în continuu, Jonuțule. Vă spuneam, Jonuțule, pentru că am decis ca această zi să fie cu și despre șantiere și reparații, Jonuțule, îl avem aici lângă noi pe domnul Adrian, care se ocupă de porți și alte situații, Jonuțule, și care ne-a reparat și motorul ăla. Și-a reparat și motorul de la poarta de la garaj. Și mai mult de atât, veniți să înțelegeți un lucru, bă, fraților. Eu habar n-aveam că aceste șine au nevoie de întreținere, mă. M-a luat Adi, acum noi ne tutuim, dar am zis să-l prezint
frumos pe YouTube. El m-a rugat să ne tutuim. M-a luat Adi direct și că auzi, bă, dar tu întreținerea la șinele astea nu o faci? La care eu îi zic, auzi, bă, dar tu crezi că eu nu știam că vii tu? Și mai mult de atât, Jonuțule, încă 5 carteloanțe din astea care se pierd sau se mănâncă, nu-mi dau seama, le înghite pământul și pastea cum înghite piatra, nu înțeleg ce se întâmplă cu ele, dar în sfârșit am reușit să reparăm și situația cu poarta. Mai mult de atât, Jonuțule, nota bene, tipsuri de la Adrian, care mi-a spus în felul următor. Bă, BFT-ul ăsta pe care tu l-ai este un motor foarte bun, un motor extrem de competitiv, dar un motor care e mai delicat în momentul în care afară este foarte frig, în momentul în care vorbești de o climă de România. Așa că fiți foarte atenți atunci când vă achiziționați motoarele de porți, garaje și alte lucruri, Jonuțule. Repet, brandul meu este un brand bunicel, dar înțeleg că era imperativ, ca să zic așa, un motor mai puternic, pentru că aici este și foarte puternic vântul. Suntem și oarecum nu în adăpost, Jonuțule, și atunci înțeleg că un motor de vreo 600 de kg putere era mult mai bun. Însă, investiția ar fi de câteva sute de euro, așa că i-am spus lui Adrian în felul următor. Bă, nu vrei tu să-l lăsăm noi pe ăsta să vedem cât mai trăiește și când o fi să moară el să zică nu mai pot, atunci investim 5-600 de euro și luăm unul de 5-600 de kg, cum vrei tu. În altă ordine de idei, altă chestie foarte cool, Jonuțule, nici nu mai știu cine a setat prima oară poarta asta. Important este că eu aveam senzorul în felul următor și mi s-a părut la un moment dat un pic cringiulesc așa. Deci când treceai prin senzor, ea se oprea puțin și după aia pleca mai departe către tine și Adrian mi-a zis, bă, scopul acestui senzor este altul. Zice, tu când treci prin senzor, el trebuie să-și schimbe direcția de mers. Așadar, fraților, acum când treci prin senzorică, poarta știe și vine în direcția cealaltă, Jonuțule. Mai mult de atât, înțeleg că există și opțiunea prin care o pot seta să se închidă singură după ce plec. Adică eu nu trebuie să ies cu mașina, bine, e drept, dacă treceam prin senzor se închidea, dar dacă ea era deschisă de tot și o treceam prin ea, apoi deschisă de tot și rămânea, Jonuțule. Am rezolvat tot ce era de rezolvat. Mai oprim să vă mai arătăm încă o dată străduța de la intrare și cam asta este ziua noastră. Hăță. Uite așa, stimați frați vecini de pe intrarea Foișorului 11, în caz că vă uitați la vlogurile mele, că știu că se uită Ilinca. Bună, Ilinca, Jonuțule. Am turnat încă o dată, bă, un stradă piatră pe strada asta. Bă, încă un stradă piatră. Băi, fraților, hai mă să avem toți grijă de el, mă. Că nu pot, mă, numai eu, mă, să torn, mă, și eu să îndrept, mă, și lumea să calce și să-l strice, mă. Adică n-am o problemă să fac eu cinste cu piatra, dar hai măcar să o iubim cu toții. Că dacă fac și cinste și o și iubesc doar eu, mă gândesc să calc numai eu pe ea. Glumesc, sunt răutăcios. Dar oarecum vreau să transmit așa un mesaj subliminal, înțelegeți voi. Cheluțul e, par vrea să conducă, uite, hai, hai, tati, mergi tu, hai. Revenim, Jonuțule. Uai lei, băi băiatule, cum se încheie acest daily vlogulescu. Este vineri 21 ianuarie, Jonuțule, și am reușit să închidem și 2021 din punct de vedere contabilicesc. Plătirăm toate taxele, nici nu mai știu dacă or mai fi din decembrie sau or fi deja de pe anul ăsta, Jonuțule. Cert este că sunt extrem de fericit pentru că am reușit să achit în integralitate instalațiile termice, sanitare și electrice, Jonuțule. Am mai avut și taxe la stat astăzi, deci ca să înțelegeți cât de zguduit interior și în portofel și în creier sunt, Jonuțule, astăzi am avut plăți de 1 miliard 600 și ceva lei vechi, adică hai să spunem aproape 1 miliard 700, deci aproape 170 de mii de lei noi, adică împărțit la 5, 5 în 15 de 3 ori, 5 în 20, 34 de mii de euro astăzi, așa din scurt, Jonuțule. Ultima tranșă la termice, ultimele taxe de luna aceasta, decopertare teren și reașternut piatră pe stradă. Pac, 1 miliard și ceva, Jonuțule, dar și ziua aia în care toate aceste investiții se vor întoarce, Jonuțule, cât de frumoasă o să fie, pentru că trebuie să vă spun, în această încheiere nu este deloc ușor să investești, Jonuțule. Este frumos, este al naibii de recompensant, însă extrem de greu. Greu pentru că bagi și mai ales când lucrezi în stilul în care lucrez eu și nu vrei să vinzi decât la finit, Jonuțule, la final, este foarte greu, pentru că investiția este colosală. Am trecut cu brio de investiția a 400, de fapt, cu ce am plătit astăzi, peste 500 de mii de euro s-au investit până acum în Hâț Residence, cu tot cu terenuri și ce am lucrat la căsuțe, Jonuțule, dar este investiție de primă mână, casele ies super calitativ, iar noi suntem extrem de fericiți de ceea ce oferim, sau mai bine zis, vom oferi viitorilor clienți Hâț Residence. Stați așa, Jonuțule, ca să ri băluța pe cameră. Până un alta, nu uitați să subscribe, Dorian Popa, să aprindeți căsopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și cea mai pozitivă energie din țară, Jonuțule. Noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să follow pe Instagram Corileve, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit on Facebook și de asemenea țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și un weekend mirobolante. V-am pupicus. De notă cheluțu, de notă cheluțu.